Domnule, pus pe inimă să citesc din Ioan 15 și vă rog foarte frumos să vă ridicați în picioare, pe respect de cuvântul Domnului, să nu supărăm de Domnul Iisus. Ioan 15, cine vrea să urmărească. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Deci asta a fost 2 și acum 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, spune Domnul, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. 7. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți tot ce veți vrea și vi se va da. 8. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei, spune Domnul Iisus. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea, spune Domnul Iisus. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu. Și rămân în dragostea Lui. 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. 12. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Vă rog frumos să luați loc, dragii mei. Dacă stăm și ne gândim, dragii mei, ce a făcut Domnul Iisus pentru noi și dacă profund analizăm lucrarea aceasta măreață care a făcut Domnul Iisus pe Golgota, stau și mă gândesc, dragii mei, câtă suferință, cât o răbdat pentru noi, dragii mei, și vă întreb cu dragoste și cu smerenie, ce facem noi pentru Domnul, dragii mei? Întrebare care fiecare a trebuit să ne punem, să ne gândim bine, dragii mei, pentru că aici spune, deci, cum spuneți la doi, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Știți ce înseamnă asta? Dumneavoastră? Adică mlădiță se referă la noi că suntem mlădițele și deci dacă n-aducem roadă, adică suflete la mântuire, dragii mei, Domnul nu-i mulțumit de noi. Dacă vrem să ne străduim, să facem, să aducem rod, după aia apar și împotrivirile și problemele și luptele și vă spun, pe flori nu putem fi duși, dragii mei, în cer. Trebuie să facem, să ne implicăm în lucrare cu adevărat. Post rugăciune pentru... Stau și mă gândesc, deși mă străduiesc să-mi fac ordine, dar tot sunt împotrivit, da? Mulțumesc, Domnul Iisus. Important este, dragii mei, fiecare să știm, suntem mântuiți sau nu. În fiecare zi stau și mă gândesc, n-am supărat cu ceva pe Domnul, exagerat, pentru că vrăjmașul, am văzut, el vine cu copia. Și la mulți, dacă ne uităm în jurul nostru, dragii mei, când trăiești pocăința, vezi că starea lui celălalt nu e bună și se vede clar că nu merge bine pe linia bună. Dacă într-adevăr ești lângă Domnul. Și dacă îi spui să supără, dar spunea Domnul prin cuvânt și spune și spui, vorbiți între voi cu psalm și cântări de laudă. Și Domnul i-a dat lumină odată, am stat și m-am gândit la cuvântul acela și în zilele noastre nu mai poate primi fratele sau sora, dacă ești frate, vezi că un pic cuții bai cu internetul, te uiți prea mult, televizorul ăsta zgunoaie, zic eu, trebuie avut grijă cum le folosim, pentru că vă spun ceva cu smerenie, eu nu le-am în casă, fug de ele, chiar dacă am lucrarea pe internet, nu vreau să bag în casă și chiar vă rog frumos să stăpâniți cât puteți, să vă pune bine, să vă spun, să aveți grijă copiii la ce se uită, pentru că copilașii, dragii mei, până la 18 ani sunt răspunzători părință, eu așa știu, sau până imatur, până gândește. Și atunci nu știu de ce vine necazul, boala în casa noastră. Eu le-am, deci, când m-am pocăit, am început să arunc tot ce e lume și Domnul să mă ajute să arunc, că mai e fiecare avea. În vorbire mă mai prinde vrăjmașul și atunci, el când are ceva, scrie că asta e rolul lui, dar Domnul să nu credea. Am început să nu bag în seamă lucrurile acestea micuțe, dragii mei. Pentru că răsplata va fi foarte mare, dragii mei. Dacă noi aducem rol, dacă ne străduim să lucrăm în via Domnului, dragii mei, cei din jurul nostru, dragii mei, Domnul vrea să ne folosească, adică dacă trăim pocăința, atunci putem și să-i spunem la celălalt, la vecinul, despre pocăință, despre mântuire, să-l chemăm și dacă suntem lumină, vine la adunare, numai că
Vă spun, dragii mei, nu știu aici cum e, nu cunosc pe nimeni așa ca să fie avut probleme, dar așa mă îndemn să spun. Să avem grijă, dragii mei, să nu încercăm, să nu, sau chiar dacă se întâmplă, mai bine ispite, dar să ne cerem iertare, dragii mei, să ne întoarcem înapoi, să ne pocăim, dragii mei, că vă spun. Spune acolo în Tatăl nostru că precum și noi iertăm greșitelor noștri, deci dacă noi nu iertăm de fratele că ne-a supărat sau pe soara, dragii mei, nimeni nu suntem iertați, suntem blocați în lucrare, din tot ce e în viața noastră. Și vă spun sincer, vrăjmașul leagă un picuț, după aia tot leagă, că asta e rolul lui, domnul să-l mutre pe ea, și după aia nu mai aveți că fratele nu mai vine la adunare, nu mai are putere, nu aveți că se îmbracă, nu știu cum, femeia lui sau el. Acum, eu vă spun, dragii mei, moda și astea nu e de noi, nu știu, așa vine, eu și îndemn să vă spun. Cioc, cravată, musteață, fuste scurte, aveți grijă, dragii mei, cum ne îmbrăcăm. Eu vă spun, aș vrea judecății vecinii să spună, cum se apucăți, uite cum s-a îmbrăcat aia, cum a făcut aia. Să fim lumină, dragii mei. Dacă noi suntem lumină și trăim pocăința, atunci, și dacă nu mai spui nimic și vezi că trăiești pocăința vecinului, el e curios ce s-a întâmplat în viața ta. Și atunci te întreabă, cum ai reușit, cum, ce s-a întâmplat. Eu vă spun, Domnul Iisus vrea să mântuiască suflete prin noi. Mi-a trimis în lumea aceasta ca să ne folosească, dragii mei, spre mântuirea altora. Referitor aici, deci că Domnul Iisus, deci este vița și, deci așa spune la 5, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, spune Domnul, aduce multe roade. Și acum, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Deci vă spun sincer, toți frații care vin aici în față și din cuvânt, vă spun sincer, numai Domnul ne ajută, că e o potrivire așa în față, încât nu cumva să fie prea bine, să ne bucurăm, dar Domnul e acel care vorbește prin cuvânt, Domnul ne dă putere de la El și El ne ajută ca să ne îndreaptă prin cuvânt și ne ajută să ne pocăim, să ne sfințim. El vrea să ne ducă în cer, dragii mei, și vă spun, Domnul nu va aduce în cer suflete care nu sunt sincere, dragii mei. Dacă acum nu suntem sinceri cu Domnul Iisus, dragii mei, nici acolo. Deci aici e atelierul, dragii mei, în adunări, n-ați să știți. Dacă aici nu ne șlefuim și de multe ori, prin casa noastră, prin ăla, e șlefuială, prin soț, prin soție, că așa e, diamantele, cum se știu, prea șlefuite. Noi, aici Domnul Iisus ne prelucrează ca să potrivim la postul, dragii mei. Să răbdăm, răbdarea e un rol foarte important, dragii mei. Fac o paranteză și vă spun ce greu e și la mine, ce lupte. Poate că v-a spus situația mea, n-am nimic de ascuns. Domnul a scos din lumea mea, s-a împărcat cu cineva și a avut milă Domnul de mine de o sperință mare care am avut-o și după ce s-a dus cu altul, Domnul m-a mântuit. Cred că e dorința fiecare părinte de aici, copiii noștri, fie în adunare. Și vă rog tare cum o referitor la punctul acesta. Domnul pune pe mine să o spun. Să-i aduce, dragii mei, la adunare, să se obișnuiască cu adunarea, să le placă în adunare, să-i pune să facă slujbă, să-i câte o poezioară, ceva. Pentru că dacă cresc așa și să obișnuiesc și contează mult. Contează mult dacă copilașii de micuți sunt îndemnați, înclinați spre lucrările acestea. Iar referitor la ceea ce eu fac, cât știu, cu dragoste, nu costă nimic, ca la răspunsurile noastre, vreau să spun ce-i de spus. Poate că v-am mai spus și aici, a fost când am plătit ca să-mi arate cineva niște secrete, că sunt multe, multe secrete care dumneavoastră, dacă poate unii știți, dar sunt multe, multe secrete pe linia asta, audio și nu-i domeniul meu, dar minunea este că ce spunea Domnul, mă trezea noaptea, mergeam și vedeam. Cum le vedeți așa? Puțin o mai modificat Domnul, când i-a dat startul, atunci o să ies, așa am pus să le pun, așa a rămas, varianta asta. Da? Toate ideile vin de la Domnul. Nu ocupă loc, am pus așa. Cui nu-mi place, dragii mei, nu asta mă trebuie. Eu să fac cât pot, ce pot și dacă e cu dragoste, din dragoste și dacă e făcut și cu adevărat, așa, cu inimă curată, Domnul primește. Dacă nu, degeaba. Astăzi am stat și m-am gândit când Domnul a lucrat și acum o trezit de dimineață bună și mi-a spus că să vin aici. M-a învățat un lucru. Mi-a spus așa mie astăzi. Dacă un singur suflet în adunare se bucură de ceea ce eu fac aici, jertfa mea primită, dragii mei. Asta e atât de mare minune încât vă rog frumos să credeți.
Pentru că Domnul, zice acolo, pentru un suflet dau popoare, spune Domnul Iisus. Și dacă ridică starea cuiva, dacă mângâie inima cuiva, dacă cercetează, eliberează Domnul, jertfa mea e prietă, dragii, eu pe asta mă bazez. Și vă spun ceva, vrăjmașul are și el darul, darul de a comenta. M-am învățat și eu pe acolo, la Viena. Dar la astea adevărate. Eu sunt supărat cu fetele cu fuse scurte, nu, nu mai pot de supărare, dar, dragii mei, răspunderea nu realizează păstorii. Păstorii, eu le-am spus acolo, cum Domnul a pus pe inimă, am scris frumos că vă rog frumos să discutați, dragii mei, la ședință, 1000 și ceva, dragii mei, de membri și vine acolo în față ce nu trebuie. Nu a fost cândva așa, a fost în adunări, fuste așa, scurte, nu, dragii mei. N-am cu nimeni nimic, nu vreau să o supărat pe mine. Eu vă spun sincer, ce îi spus, eu spun la asta, sunt chemat, dragii mei, Domnul Iisus să spun păcatul lui păcat. Vă spun cu smerenie și cu dragoste, dragii mei. Dacă nu suntem lumină, noi suferim odată sau mai târziu. Credeți-mă. Dacă v-aș spune prin ce necazuri am trecut și ce suferință adânci, mi-aș plânge de mine. Ani de zile de suferință. Pentru că vrea plătit păcatul din urmă. Am fost 38 de ani în tuneric, dragii mei, în lume, nepocăit. M-a chemat Domnul de tânăr, 19-20 de ani. Am refuzat chemarea. Rău. Și până la 38 de ani tot am păcătuit. Tot. Și și stau și mă gândesc așa, ce bine era dacă mă pocăiam atunci de tânăr, nu aveam nici atâtea necazuri, acum era mai lângă Domnul, dar vă rog frumos, care îngânați cu legământul cu Domnul Iisus, dragii mei, nu amânați, sfințiți-vă viața și să ne apropiem de Domnul și să ne pocăim, dragii mei. Stau și mă gândesc și când citesc așa în Biblie, Domnul mă bucură prin unele lucruri. Solomon, dragii mei, a fost cel mai deștept, că zicem așa, ca să înțeleagă toți, că îmi place aici la țară și Domnul nu pute inimă să ieși așa pe la țară. Vreau să știți, Solomon a avut cel mai mult înțelepciune din Biblie, deci nu mă refer, deci ca om pământean, normal că, deci Domnul Iisus este tot, dar Solomon, cu toată înțelepciunea lui, dragii mei, nu cred că a fost mântuit, ne gândim sincer la treaba asta, știți, că au spus în adunat că au adunat aur la acolo la templu, și alte lucruri. Vreau să care cunoașteți cuvântul Domnului, știți că o supărat tare pe Domnul și chiar și Saul și alții, dragii mei. Mulți au avut început bun, dragii mei, și după un timp s-a dus. Prăjmașul l-a cumva lucrat de pe cale. Vă rog să ne sfințim viața, dragii mei, să rămânem lângă Domnul. Cum spune Domnul Iisus aici, că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Când noi realizăm asta, că despărțiți de Domnul nu putem face nimic, a fost, spunea cineva că a fost în față și era mândru de el că îl predica bine, că Domnul se îndură. Și vă spun, sunt care n-au nici trăirea și vin în față și Domnul îi dă cuvânt, pentru că, zice, spre folosul altora, dragii mei. Și când vine cineva în față, poate Domnul folosește. Poate a fost starea lui bună, l-a folosit și după aia vine diavolul cu mândrie, ce fain ai predicat, ce fain ai cântat, așa face vărmat, cu șoapte. Noi lucrători, poate știe și Bradle și Moise să știe, șoapte la nivelul minții, vin mult, mult la noi. Eu mă mic ce-mi spune Nicolae, nu vreau să spun asta, că sunt penibile cu ce vine vărmașul, șoapte la nivelul minții. Cânt și el vine cu dea lui, dar mai nou acum mă steapă Domnul, din ce mai era și e bine că nu-i deloc. Slăviți să fie Domnul Iisus. Referitor la dragoste, dragii mei, cum a iubit pe mine Tatăl, așa l-a iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Vedeți dumneavoastră că solicit dragostea, dragii mei, și în adunări, și afară. Vă spun, dragii mei, cu zverime, dacă nu iubim pe Domnul, dacă nu ne iubim între noi, e bă. Domnul a pus o dragoste de aia în inima mea și aș vrea să fie tot timpul, ca și atunci, da. Simt și eu că nu mai ca atunci, da, mă țin cât pot. Vă spun sincer, dacă nu-i dragoste, nu-i nimic, nu. Referitor la noi să ne respectăm, dragii mei, să între noi, să ne ajutăm, să ne îmbărbătăm unii pe alții. Vedeți dumneavoastră ce boale sunt adunările, prin multe adunări așa. Am fost vărător, Domnul, chiar și fizic, vedeți și nu mai vin, că apare ceva între doi frați și
care vrea să sfințească viața, zice, da, eu și casa mea și rămâne acasă, nici ai mântea vă sunt ei, ca și pentru că spune acolo, care de că vrăjmașul ia, trage deoparte o uiță, adică aia se ocupă de ea și nu mai vezi că nu mai are nici trăină. În adunare aici, aici se prezintă Domnul, ne șlefuiește, ne prezește, ne pregătește și Domnul ne eliberează și dând putere să mergem în Dumnezeu. Deci îi poruncă, cum spune Domnul aici, la 12, 15 cu 12, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-a iubit El. Dragii mei, unde stăm noi față de capitolul ăsta? Dacă stăm și ne gândim cum ne iubi Domnul pe noi, încât și-o dat viața pentru noi, dragii mei. Dragii mei, numai dacă lucrăm pentru El, dacă ne implicăm în lucrare, dacă ne aducem lor, așa ne va duce în cer, dragii mei. Nu vreau să fiu prea lung, nu vreau să potrivească nimeni, dar îmi cer iertare dacă am supărat pe cineva. Predicator e bun, predică rar, dragii mei, dar trebuie să predice ce spune Domnul. A cei care vrea să predice des, nu mă refer la direct frații implicați, cum și fratele de răspunzător. Mă refer așa la predicători ăștia care aleagă așa dintr-o localitate în alta să bagă în seamă, dar nu, Domnul, el numai care să se audă popor și acolo și acolo și acolo. Vă spun, dragii mei, dacă nu-i făcut cu dragoste, cu smerenie, post, rugăciune, tot e salvat, deja. Vă spun sincer, și sunt multe în așa. Și de aceea sunt adunările cum sunt. Vedeți dumneavoastră, care se dă lângă Domnul mai înrădăcinează, spune Domnul. Eu mă mir, am stat și m-am gândit și acum, și-o vin așa, ce mi-a spus Domnul, niște secrete așa, painice. Îți mai deștept de dată când dorm am spus, pentru că era Domnul Sfânt ce secrete îmi spune și rămân mirat, normal, că mă trezesc că cânt în Duhul și... Domnul tare, mă, dragii mei, dacă ne simțim viața, dacă stăm lângă Domnul, dacă ne străduim, Domnul ne ajută, dragii mei. Să-și fugim de păcare, dragii mei. Bun este și Domnul Iisus va veni, dragii mei. Cu asta vreau să închei, nu vreau să lungez mult. Vremurile, dragii mei, care se pregătesc. Eu am fost pe avoc în Austria, am venit cu popa acasă, am pierdut chiria, am crezut că nu mai merg, Domnul duce înapoi, facă-ți voia lui toate. Dragii mei, spune acolo că un cuvânt, nu vreau să ies în evidență cu asta, Doamne, păzește unde orice bine, unde e amăgire. Dar spune, ucenici au lăsat totul, totul, și au plecat după Domnul Iisus. Să-i slujească. Acum, nu vreau să, cum am spus, să vă spun în evidență, dar și eu, nici m-am angajat, am rămas așa, la, pe linia asta, cât pot să am timp să-mi sfințez viața. Și vă spun, dacă, dacă eram angajat cumva și ocupat, cu lucrurile din lume, eram iar în lume. Oricum a fost lupta mare. Dar secretul mare, dragii mei, nu vreau să-mi scot în evidență. Odăița și să stai cu Domnul ore și zile întregi să nu ieși din casa. Aia nimeni. Faceți. Stați noaptea cu Domnul în rugăciune. Să vedeți dumneavoastră bucurii cu Domnul. Cu smerenie vă spun asta. Nu mă scot în evidență. Noaptea mai multe cântări am primit. Ziua, noaptea. Mă trezea Domnul. Scriam tot. Și am văzut că așa vorbește cu alții, nu știam prea. Multe lucruri, după ce Domnul făcea în viața mea, după aia aflam că și așa se face. Deci cântările primite din Duhul Sfânt, cum înaintea și noi, dragii mei, noaptea, multe cântări noaptea s-au primit. Și repetor la cântare, dragii mei. Cântările astea sunt vreo 6.000 și de cântări, dragii mei. Trebuie cântate, Doamne, dragii mei. Acolo încerc la cântare, dragii mei. Să vă spun, Domnul, sincer vă spun. Domnul ne iubește foarte mult dacă îi cântăm. Să mărturisim, dragii mei, la oameni, să chemăm pe oameni la Domnul Iisus, nu la religie. Religia nu crește, trebuie nașterea din nou, știți dumneavoastră?
Sus acolo-n slava ta.
Capitolul 4. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea, să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. We'll be right back.
Domnul Iisus să fii mântuit. Pocăit înseamnă mântuit. Pocăit înseamnă o veșnicie cu Domnul Iisus.